Salutare YouTube și bine v-am găsit aici pe canal, eu sunt Andrei pentru cei noi care s-au alăturat acestui canal. Să știți că acesta este ultimul video pe luna lui noiembrie, acesta este ultimul vlog. Pe această lună m-am gândit că, ok, hai să vedem ce se mai adună în această lună, să mai adaug aici pe canal. Și să vedem că cam gata, terminăm cu anul acesta cu videourile normale și începem cu vlogurile acelea de iarnă. Și sincer nu prea îmi vine să cred, sincer vă zic că parcă acum eram în ianuarie, tocmai terminasem cu Revelionul cu toate nebunelile, începeam acum să fac videouri și uite că am așezat finalul acestui an. Nu pot să procesez la maxim toată treaba asta, dar da, se întâmplă, nu am ce să facem. Da, așa cum v-am zis, astăzi începem un nou vlog aici amene pe canal. O să vedem ce să facem în această săptămână și la finalul acestei săptămâni voi veți avea clipul acesta pe canal. Haideți că vă las, v-am făcut acum introducerea și ne auzim cel mai probabil puțin mai târziu. Dar haideți să vă arăt ce outfit am făcut astăzi. Lumina este cam proastă în momentul de față, dar haideți să vă arăt outfitul pe care eu mi-l-am făcut așa astăzi. Am făcut eu aici o dudă, o combinație, am luat această bluză pe care n-am mai purtat-o de foarte, foarte mult timp și am adăugat acest tricou de la H&M. Arată super niște blugi care sunt Bershka. Șosetele pele nebune de la H&M. Și da, nu știu ce am vrut să vă arăt, dar e bine, m-am arătat. Salutare vlog! Astăzi vom merge prin magazine. Nu știu dacă o să găsești ceva, nu știu dacă nu o să găsești ceva, dar ce-i drept, mergem la cumpărături astăzi. Eu vă iau cu mine, oricum, prin ce ne oprim noi, prin ce facem și așa mai departe, vă iau cu mine, așa că haideți să mergem. Am ajuns în Vedeman și acum uit de un tablou pentru o cameră. Haideți să vă arăt și vă să vedem poate aici împreună. Okay, stă aici în zona de tablouri. Astea sunt cam dese. Oh, ce mișto sunt și astea. Foarte faine. Aici din nou, haideți să vă arăt și outfit-ul meu de astăzi. Drăguțeică treaba asta. Da, nu știu ce să fac. Între și între, se potrivește cu comanda asta de la H&M. Ne-am teleportat în Bershka și am găsit gicile astea și cu bluză foarte, foarte mișto. Chiar vreau să-l probez, hai să vedem repede. Wow, ce frumoasă e geaca asta. Calmea pe bune. Capse. Haideți să-l întorc. Și asta așa. Miniaturează oricum culorile. Nu prea, cine știe ce. Și asta ar fi pulloverul. Fine. Fine, fine. Chestii de-astea. Uite, geaca asta în combinație cu bluza e mortales. Și outfit-ul ăsta, așa. Chiar îmi place. Să vedem acum ce facem. Pac! Am revenit aici cu părul ăsta zbârlit și plin de viață. Chiar e plin de energie părul ăsta al meu astăzi. Da, m-am îmbrăcat așa pentru că... Haideți să mă dau de acolo din rază. M-am îmbrăcat așa pentru că mă duc la alergat în momentul de față. Am luat o bluză care are niște chestii din astea așa. Nu prea vedeți voi acolo cine știe ce, dar cred că vă dați seama. Și deasupra mi-am luat un tricou. Acesta de la Jordan. Pantaloni negri. Astăzi vreau să mă duc să alerg, mă duc împreună cu Silvia. Ea mi-a propus prima dată chestia asta, hai să mergem la alergat. Și am zis, hai să mergem. Eu după trebuie să mă apuc să editez videoul pe care voi l-ați văzut. Cred că l-ați văzut săptămâna trecută. Vlogul acela când nu am făcut absolut nimic. Da, pe acela trebuie să-l editez. Trebuia inițial să-l fi postat sâmbătă, dar m-am luat cu alte lucruri. Am mai filmat pentru vlogul acesta, că am fost plecat cu fratele meu și trebuie să-l postez mâine luni. Așa că da, este ultimul video pe luna lui noiembrie. Da, terminăm toată nebunia cu anul acesta și începe
vlogmasul, dar m-am zis că vlogmasul nu o să fie pe fiecare zi, o să postez de două, m-am pus eu acolo în poll și v-am mai zis, o să postez de două, trei ori pe săptămână. O să văd, o să caut foarte, foarte multe lucruri și am așa câteva idei. Nu vreau să fie vlogmasul acela clasic de pentru până pe 24 sau 25, pentru că știu că nu pot să rezist, că mă pierd, mă pierd prin zile pe acolo. Uite, anul trecut am făcut până la ziua 6 sau 7, cam așa. Nu mai e ce să mai faci, efectiv. Și da, așa cel mai bine, postez un vlog azi, un vlog peste 2 zile, un vlog peste 2 zile și cam așa. De 2-3 ori pe săptămână sigur o să aveți video aici pe YouTube. Da, haideți că vă las, mă așteaptă Silvia, mă duc să-mi iau și un bidon de apă. Uite, trebuie să mai dau o comandă pe Sinsite. De un bidon de acela de plastic pentru alergat, că uite, ăla nu mai e bun, pe care l-am eu. O să dau comanda oricum cu voi când o să fie momentul respectiv. Acum o să-mi iau o doză de Dorna, cel probabil ceva apă plată și gata. Hai, ne auzim de acolo. O să filmez foarte puțin, că v-am filmat așa trecută. Ui, groasă, mamă. Groși, tu ești grasă, grașilor. Ce mai mare, de sen? Nu te uiți. De ce te uiți așa? Îți pare suspect? Să par pe internet? Nu știi tu ce se întâmplă aici? Că te filmez, când te filmez? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă tu? Ce se întâmplă? Blondule. Ești un blond. Haideți că tocmai ce am terminat alegătura, exercițiile aici la teren. Suntem aici la picnic, a luat Silvia pătură și a făcut exercițiile aici pe pătură. Mai este și noi de o vorbă, de o caterincă de ceva. Și după mergem, uite ce mișto e lumina asta. Deschid primăvară. Nici măcar nu-i zic că vine iarna acum. Și mai este și de copii pe acolo. Ne descurcăm. Uitați și pe Silvia. Ok, deci aici este un copil și noi spunem Emiluț, știi, pentru că seamănă cu Emiluț. Și mă duc eu acolo să-mi iau laptele. De la cafea, că am băut și cafea mai devreme, că de ce nu înainte să venim la balerica, noi bem un cafea. Da, și efectiv cum știu să joacă fotbal și că face copilul ăsta, păi dacă te joci fotbal. Wow, foarte interesant, deci lumea chiar vrea să vadă asta pe YouTube, adică da. Bine, să nu-l pui gen. Și dacă o pun? Desfaci-mi laptele astea. Nu te descurci? Vezi că îl dai pe aici, pe jos. Bine, nu pot. E efectiv o parte, Silvia. Mersi. Hai, gata, suficient. Prieteni, și-am ajuns și la finalul acestui video. Știu că a fost un video foarte, foarte scurt. Cred că este printre primele mele vloguri care sunt atât de scurte. Ce fac eu clipuri scurte, dar asta e foarte scurt. Ok, trecând peste acest aspect. Vreau să vă spun că știu că am acumulat foarte, foarte mult săptămâna aceasta, dar vreau să mă ocup mai mult de videoclipurile care o să apară în decembrie. Așa că cam atât am acumulat eu în această săptămână. Nu uitați că ne vedem în decembrie cu clipuri de Crăciun. Abia aștept, sincer vă zic. Dar mai aveți puțină răbdare, puținică răbdare, că imediat. Cred că în câteva zile pentru voi. La mine mai sunt vreo 2 săptămâni până când o să vină luna în decembrie. E bine. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați vizionat și acest clip. Nu uitați să te abonezi și apasă clopoțelul ca să fii notificat de fiecare dată când postez aici am pe canal. Mersi încă o dată de vizualizare și noi ne vedem în curând în decembrie. Pa, pa!